O masă caldă la școală, însă pentru prea puțini elevi. Deși a ajuns în al șaselea an, programul prin care copiii din medii defavorizate primesc mâncare caldă a rămas tot în stadiul de proiect pilot. Și asta în ciuda faptului că guvernul a spus de mai multe ori că va fi extins, dar promisiunile au rămas pe hârtie. Ce-ți place ție să mănânci la școală cel mai tare? Carne. Mai mult decât colegii și învățătoarea, Marinei îi lipsește de la școală mâncarea caldă. Cu trei copii și obligați să se descurce din banii câștigați ca zilieri, părinții fac eforturi extraordinare doar să pună pâine pe masă. În privința banilor nu prea sunt. Să luăm pe fiecare zi pachet, sunt trei. Chiar ne-am bucurat să mai primească o măsuță caldă. Acolo ce-o fi, dar este bine primită. Ca ei sunt sute de alte familii. Contează mult, da. Că mănâncă toți la fel, nu se mai uită unul la celălalt. Te-ai bucurat când ai auzit că o să primești o masă caldă la școală? Da. Da? Și colegii ce zic? Zic că este foarte bun. Credeți că previne și abandonul școlar? Sunt familii care ar trimite copiii pentru masa probabil caldă? Probabil că... da. Osica de Jos este una dintre cele trei comune din Olt în care copiii vor primi o masă caldă la școală. Dacă s-ar extinde la nivel național și dacă toate școlile ar primi acest program, sunt ferm convinsă că ar fi un lucru nemaipomenit pentru mulți dintre copii. Proiectul și-a dovedit deja eficacitatea. La noi s-a redus foarte mult numărul de absențe nemotivate. Cu toate acestea, în Olt, Teleorman sau Mehedinți, unele dintre cele mai sărace județe din țară, mai puțin de 1000 de copii sunt cuprinși în program. La polul opus, în Sibiu, de exemplu, peste 4000 de elevi primesc o masă caldă. Nu pare să știe nimeni care au fost criteriile după care s-au împărțit fondurile. Nu, așa mi s-a transmis între una și trei școli. Atâta timp cât nu se schimbă regulamentul, nu văd ce altceva am putea face. La nivelul întregii țări sunt cuprinși în total 68.800 de elevi din 150 de școli, care ar urma să primească în primul semestru al anului școlar 2021-2022 o masă caldă pe zi. Lista școlilor a fost aprobată săptămâna trecută prin ordonanță de urgență, iar valoarea alocată asigurării hranei fiecărui elev este de 10 lei pe zi.